Sunteți de acord, mergem pe scandalul Voicu? Sunt absolut de acord. Sunt convins că numai despre scandaluri putem vorbi în cazul opoziției. Ați făcut o evaluare la PSD, cât v-a afectat povestea asta? Sondaj. Și vă întreb foarte serios, dacă ați măsurat impactul acestei... Nu, cred că poziția mea și poziția PSD-ului a fost foarte corectă. A fost enervantă pentru cei care erau obișnuiți să ne critique și să... Găsesc la PSD toate lucrurile. Cred că m-ați auzit nu în cazul dumneavoastră, dar în general toată lumea se obișnuise că trebuie înjurat PSD-ul pentru chestia asta. Cred că a fost un pericol și o oportunitate pentru noi, apropo de gesturi politice făcute în cele două luni, cred, de când se eliberă. De ce pericol, de ce oportunitate? Pentru că pericolul era să arătăm că suntem dispuși să ne solidarizăm și cu oameni care chiar au încălcat legea. S-a întâmplat și se întâmplă de multe ori. Văd că PDL-ul, când se solidarizează cu domnul Gutău, face această greșeală. Mă bucur că noi nu am făcut-o. Și de ce oportunitate? Pentru că am putut să arăt că am fost votat ca președinte în locul domnului Joana, tocmai ca aceste lucruri să nu se mai întâmple. Probabil că domnul Joana ar fi procedat altfel. Ce informații aveți, apropo de domnul Joană, de la colegii dumneavoastră din Senat, care au văzut dosarul, au ajuns acolo și la domnul Joană și la Comisia Juridică, la domnul Greblă, sunt riscuri ca scandalul să se extindă la alți lideri? Nu, n-am nicio informație în acest sens. N-ați discutat? Am discutat numai despre domnul Voicu și cei din comisie mi-au spus că sunt niște elemente juridice care trebuie să și care justifică ajungerea în fața unui judecător. Nu era vorba de un abuz politic, evident. Dacă vor fi și alți lideri, repet, dacă, ca ipoteză de lucru, dacă vor fi și alți lideri PSD cercetați în dosar, veți cere suspendarea lor așa cum ați procedat corect în cazul Voicu? Regula e aceeași pentru toată lumea. Indiferent de funcție, poziție, importanță. În momentul în care faci excepții de la regulă, nu mai e regulă.